Exercițiul 6. Calculați cosinusul unghiului A al triunghiului ABC știind că AB este 5, AC este 6 și BC este 7. Exercițiul dat este deosebit de simplu, întrucât el presupune doar aplicarea teoremei cosinusurilor. Vom desena triunghiul, un triunghi, spuneam, ABC. Vom aplica și notațiile standard, latura de dimensiune A, B și respectiv C. Aducem aminte teorema cosinusurilor aplicată în cazul nostru unghiului A. Deci cosinus de unghiul A este egal, conform acestei scheme generale, linie de fracție, B pătrat plus C pătrat minus A pătrat supra 2BC. Așadar, vom aplica această formulă în cazul concret numeric al problemei noastre. Respectiv, AB este egal cu 5, adică C este 5, AC este 6, deci B este 6 și BC este egal cu 7. Așadar, cosinus de A este egal cu, conform formulei, este egal cu B pătrat plus C pătrat, adică 6 la pătrat plus 5 la pătrat minus A pătrat minus 7 la pătrat supra 2BC, supra 2 ori 5 ori 6. Este egal în continuare. Executăm calculele. Este vorba de 36 plus 25 minus 49 supra 2 ori 5 ori 6, 2 ori 30, 60. Egal în continuare. 36 plus 25 este 61 minus 49 supra 60. Egal mai departe. 61 minus 49 este 12 supra 60. Se poate simplifica cu 12 și este egal cu 1 pe 5. Așadar, cosinus de A este egal cu 1 pe 5. Ni s-a cerut să aflăm cosinusul acestui unghi, adică a unghiului A. Desigur, de aici putem remarca faptul că unghiul A, dacă am insista și trecem mai departe de cerința problemei noastre, A este egal cu arcosinus de 1 pe 5. Deci și valoarea unghiului se poate afla doar în acest mod. Punem totuși în evidență exact ceea ce ni s-a cerut, adică cosinusul unghiului A în condițiile problemei date. Cos de A egal cu 1 pe 5.